Un om meci în galele de arte marțiale profesioniste, al șaselea din cariera sa, pentru sportivul giurgiuvean Mirel Iacob. Sportivul clubului Nova Force se pregătește să lupte mâine în gala Showdown Fight Night din Germania, gală care are în centrul atenției întâlnirea lui Bogdan Stoica cu James Philip. Mirel Iacob va întâlni în Germania un adversar foarte titrat pe germanul Alex Schmidt, un sportiv cu un palmares impresionant, având 112 meciuri în galele profesioniste. Ce ne poți spune despre adversarul tău? Este un adversar foarte experimentat, după cum ați văzut sau o să vedeți. Are 112 meciuri, 89 câștigate, deci pot să spun că are experiență. Cred că a făcut și ceva box. Giurgiuveanul nostru simte că gala din Germania este una importantă pentru cariera sa, motiv pentru care a pregătit partida începând cu un cantonament în Statele Unite. Cum stai la capitolul pregătire? Pot să spun că stau foarte bine. Am fost într-un cantonament de pregătire în America, de la începutul lunii martie până pe 15. Stau foarte bine, inclusiv cu greutatea. Am scăzut puțin categoria. Pot să spun că sunt pregătit. Abia aștept să urc în ring și să lupt din nou. Cred că a făcut și ceva box. Am văzut câteva meciuri de box. Meciul este pe reguli de kickbox. Este din Germania. Am văzut că și el a luptat la mai multe categorii, ceea ce nu știu dacă e un avantaj sau dezavantaj. Și eu am luptat la 81, acum am scăzut la 75. O să vedem săptămâna următoare. Sunt sigur că o să-l bat. Sunt foarte pregătit și motivat să fac spectacol și să adaug a cincea victorie în cariera mea de kickboxer. Mirel Iacob a început să practice artele marțiale în stilul Karate Kyokushinkai, fiind antrenat de Lucian Spiridon. În prezent, Iacob este membru al clubului sportiv Nova Force Giurgiu. Pentru pregătirea pentru acest meci ne susține, după cum știți, Nova Force. A fost lângă noi tot timpul și în perioada în care am practicat Kyokushin. De fapt, și acum îl practic. O să lupt pe 22 mai și la campionatul european de Kyokushin. Sunt alături de noi, ne-au susținut și financiar și moral, deci avem toate condițiile necesare, inclusiv pe partea de antrenament. Avem o sală foarte frumoasă. Mirel Iacob a debutat în galele profesioniste K1 în 2014 în stilul kickboxing, la Giurgiu, într-o gală organizată de Eduard Irimia, câștigând partida cu italianul Francesco Mattioli. Mirel a avut succes și în partida cu grecul Giannis Fesulai, la Festivalul Oriental de Arte Marțiale desfășurat în Italia. Meciul al treilea a fost pentru sportivul giurgiuvean mai puțin fericit, fiind înfrânt de sârbul Milan Vudovic, vicecampion mondial de kickboxing la gala Super Combat New Heroes, desfășurat în martie 2014 la sala polivalentă din Ploiești. Câteva luni mai târziu, pentru Mirel a urmat partida cu numărul 5 și al patrulea succes din cariera de profesionist la kickboxing în gala Golden League Cupa King Auto 2014.